Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un videoclip din FS19. Este pe mapa Hagenstead și azi avem treabă. Am pus combina să recolteze bumbac. Acesta discul e terenul... Ce terenul ăsta, mă? Terenul 16. Și eu vreau ca terenul 16, care este cu terenul 15, să fie unite. De-aia am adus tractorul cu plug aici, ca să fie unite amândouă. Ii parc. Acum vreau să văd și eu ce îmi iese, știți? Că, dacă acolo am greșit un pic, dar să îndrept eu. Eu doar aici am tras linie, ca să știu exact cum vin pe toate rândurile, dar le-am unit așa, ca să facem și o poză, că mergem. Ca să știu după ce să mă încadrez. Așa să fac și în partea cealaltă. Reversăm și noi plugul, să fie reversat. Trebuie să fie exact cu roata pe marginea terenului. Dacă nu sunt cu marginea pe teren, n-am făcut nimic. Ies ca aici. A trebuit să mai vin o dată. Ca să fac eu perfect. Bun, până aici. Și acum... O să trag o linie pe jumate. Asta să reversăm și noi plugul. Cred că e pe jumate. Da, e pe jumate. Totul perfect. Reversăm și noi plugul. Ia să-i combin acum cum stăm. Aha, că e bine. N-a fost un balot de bumbac? Stați un pic. Vreau să fac un... Uitați balot de bumbac cum arată. Așa. Așa, hop. A trebuit să mergem fix pe arătură, cum e acum. Așa și în realitate trebuie să mergi pe arătură, adică cu roata pe arătură. Bun, bem. Stai, am stat o petică de... Așa, bem. Alea o să le rezolv.
Deci cu o parte am cam terminat. Mai avem o parte jumate, jumate, să zicem așa. Să lăsăm pe boss să fac el. Deci nu las nimica în urmă. Vreau să ard tot ca să știți ca să zic ceva chiar mișto, adică am reușit să unesc două tine cum mi-am propus. Ăla văd s-a oprit. Dar nu are absolut nimic, pentru că o să punem înapoi la treabă. Azi nu lucrăm mai cu John Deere. Bun, dăm un Y să nu mai formăm alte terenuri noi, pentru că nu vreau să mă trezesc prin bază cu alte minunății, așa că o să iau și aici și astea bucățica asta de pământ, adică de iarbă, știți? Văd că unde e combinat muncești, ducem asta în bază. Trebuie și un pic spălat. Sau lăsăm aici undeva, adică uite ce lăsăm. Oricum o să discui, dar oricum o să semăn, mă scuzați, oricum o să semăn, dar să facem așa de, știți, să nu
Da, Camara nu trebuie să și discutim. Ce nu trebuie, uitați, pregătim terenul pentru semănat. Cred că o să pun grâu pe terenul ăsta. Da, grâu o să pun. Și pe celălalt teren care face combina, recoltează bumbac, o să pun eu altceva. Ori barley, ori ors, nu știu, vedem deocamdată. Pentru celălalt teren, adică 14, o să iau un disc mai mare, pentru că, sincer să fiu, nu aș băga pe ăsta micul, că e prea mic pentru temai terenul. O să iau un de la mare, uriaș. Deci, azi am lucrat mai cu Joe, adică, mai cu firma John Deere. Ăsta cu combina și cu celălalt tractor. Deci, nu uitați să apăsați și vă butonul de like pentru mai multe videoclipuri. Cu mapa Hagenstead. Am terminat cu terenul ăsta. Facem și noi o poză la John Deere, că ești frumos. Gata, am făcut. Bun. Ăsta cât are? H. Dăm și noi un zoom. Că avem decât un balot, văd acolo. Și am luat să mai am unul. A, nu, stai că nu am... Cred că cu ce mai are pe aici se face un balot de bumbac. Va trebui să cumpăr de la... de la Cotton Technology. Trebuie să cumpăr o de asta. O să strâng eu, știți, baloții pentru baloții de și să-mi iau o firmă. Ce firmă să mai luăm? M-am strădat de John Deere, să luăm un JCB. Nu, will set up near tires, nu, așa-l vreau, cu tires. Bun, haide. Îl duci și pe ăsta acasă, John Deere 3050. Sper să mă auziți bine în microfon. Am văzut că v-ați plâns în comentarii că nu mă aud bine sau cel genul. Sper să mă auziți bine de acum. Auzi, JCB, fraților. Fast track. 40 de ori parcă este asta. Dă drumul la girofare. Cred că bumbacul ăsta se vinde undeva, nu? Că eu nu știu, habar nu am. Puteți să-mi spuneți comentarii, că eu nu prea știu. Că n-am lucrat cu bumbac, să știu. Și avem 3, ce mai face și combina acolo? Avem bumbac, cât vrei. Nu am luat. Trebuie să fac o poză. Bun, poză. E mișto, dar îți dai seama. F12. Fac să am și o thumbnail. Și mai... Și încape vreo... A, încape... O să calc un pic bumbacul, dar aia e. Da. Bă.
Păi, ia să-i pun eu un shader. Pentru că baza mea, văd că e cam goluță. Toggle, rotate... Așa... Deci ce am făcut azi? Am arat, adică nu am arat, am unit două terenuri. Am biscuit terenul 16 pe care era cu cartofi. Și după aia am... Bun. Aici avem găini. Nu e gata. Bă, dar eu de unde cumpăr găini? Vreau să cumpăr niște găinuți, niște găini. Uite, bă, avem și cocoși, bă, ești nebun? Hai cumpărăm vreo 6 cocoși. 1, 2, 3, 4, 5, 5, nu 6. Cumpărăm să avem aici în fermă, știți? Că-s bune acolo. Și uitați-le. Auză, vă place numele meu BMW? Cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un share, un coment, un subscribe. Și noi ne auzim, desigur, data viitoare la un nou videoclip. Salut!